S-au născut diferiți, iar asta îi face speciali. Unii nu pot merge, alții nu pot vorbi, unii nu văd, alții nu aud. Toți însă iubesc la fel sau poate chiar mai sincer decât o facem noi. Astăzi este ziua lor a copiilor și adulților cu dizabilități din lumea întreagă. Iar Prima TV aduce în fața dumneavoastră povestea Asociației Conil, locul în care binele învinge. Avertizez însă că urmează imagini care vă pot afecta emoțional. Crede în bine, împarte bucurie. O campanie Prima TV. Aș fi dorit să ajut eu. Eu vreau. Nu să fim ajutați. Dar din păcate asta este. Oana este una dintre mămicile care a adus pe lume o minune. Claudiu s-a născut un copil perfect, sănătos. 2 ani mai târziu însă un medic avea să-i spună Oanei că minunea ei este un copil special. Are întârzieri de dezvoltare, iar asta a însemnat pentru ea ani mulți de chin. E dureros, spune Oana, să te simți neputincios în fața bolilor care îți macină parte din tine. Ca și părinte e greu. În schimb, am acceptat. Am acceptat că are o problemă și că trebuie să mergem mai departe și să-l ajutăm și noi. Și alături de Conil am făcut o echipă foarte bună. 3 ani de grădiniță, acum suntem în clasa 0, am învățat să citim. Mergem spre bine. În schimb, ne trebuie terapie. Claudiu este însă un copil plin de viață, care în felul lui știe să-i arate Oanei că dragostea lui pentru ea e mai mare decât poate el să cuprindă cu brațele. Te iubesc, mama! La fel ca el, sunt sute de copii în România. De multe ori, societatea îi respinge pentru că sunt diferiți. Ei însă au suflete pure și dau înapoi ceea ce restul nu pot oferi. Toți acești copii pe care voi îi vedeți și au nevoie de prieteni. Foarte mulți prieteni. Cea mai mare problemă a copiilor cu dizabilități este că aceea că sunt scoși din colectivități. De ziua persoanelor cu dizabilități, Asociația Conil a pregătit un eveniment care să le bucure sufletele. Cei mici și-au primit oaspeții cu momente atent pregătite. Deschideți ochii și priviți-i. Priviți-i pe ei. Ei pot, chiar dacă nu pot. Prima mea întâlnire cu acești copii speciali a fost una de suflet pe care nu am cum să o uit. Nu m-am gândit cât de important e pentru ei o simplă îmbrățișare. De multe ori noi fugim de această îmbrățișare, de un zâmbet, însă ei, atunci când le întinzi mâinile și prinzi în brațe, pur și simplu îți cuprind sufletul. Să nu uităm că lângă noi sunt oameni și copii speciali pe care trebuie să-i încurajăm și să-i acceptăm. Sunt încă mici, dar niciodată singuri. Florin este unul dintre militarii răniți în conflictele din Irak. Astăzi a venit să le fie alături și să le arate că nu există luptă în lumea asta pe care ei, copiii speciali, să nu o poată câștiga. După 2 ani în cărciorul cu rotile, m-am ridicat și am început să învăț să merg. Se poate lua viața de la capăt? Da, se poate lua întotdeauna, să fii puternic, să ai ambiție. Ministrul Tineretului și Sportului, unul dintre sportivii speciali ai României, a venit să le transmită un mesaj, unul de încurajare, iar premierul le-a mulțumit celor mici și celor mari pentru lecțiile pe care ni le oferă. Persoane cu dizabilități, cred, după părerea mea, reprezintă o forță, un exemplu pentru noi toți cei care nu reușim să conștientizăm faptul că viața noastră cât este de fragilă. 2 tipuri de învingători s-au reunit pentru a demonstra că solidaritatea și incluziunea pot funcționa în România. Sunteți învingători, sunteți model pentru toată România. Sunteți special prin proiectele în care vă implicați. Nicolae Ciucă a promis că din acest an codul civil va fi modificat pentru a da persoanelor cu dizabilități șansa de a fi și de a se simți egali cu toți ceilalți. Crede în bine, împarte bucurie. O campanie Prima TV.